Biblioteca Bucovinei Igespiera Suceava, sub autoritatea Consiliului Județean Suceava, organizează în acest an a doua ediție a concursului național de lectură, Bătălia cărților. Acesta are ca scop stimularea lecturii în rândul copiilor și adolescenților și este practic o competiție ideală pentru o lume de intelectuali. Cine citește mai mult și cine înțelege mai bine? Așadar, suntem la a doua ediție, având în vedere că anul trecut acest tip de activitate s-a bucurat de un succes extraordinar în rândul copiilor și adolescenților. Ne-am afiliat și în acest an, alături de alte biblioteci publice, mai ales județene din întreaga țară, la o nouă rundă de bătălie, bineînțeles cu cărți, în care cei mici sau adolescenții sunt provocați să citească un număr de minim 10 cărți dintr-o listă recomandată. Fiecare carte va trebui citită dacă o cititorii vor dori să și ajungă printre finaliști. Concursul se va derula în perioada februarie-septembrie 2015 sub egida Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România și este organizat în mai multe biblioteci publice din țară. Astfel se va aduce cartea în Casa Tânărului Sucevean. Vor fi popularizate cărți de valoare destinate copiilor și adolescenților în încercarea de a deschide apetitul pentru lectură și catarzis al viitoarei generații. În concurs se va pune accent pe însușirea de către participanți a competențelor de lectură, înțelegerea textelor literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente și interpretări proprii. Copiii vor trebui și adolescenții vor trebui să citească titlurile de carte recomandate, să întocmească o fișă de lectură pentru fiecare din cărțele citite și, bineînțeles, la final, pentru a putea fi uh, printre câștigători să participe și la o întâlnire finală intitulată Generic uh, Convinge Mă să Citesc, în care se vor înfrunta finaliștii, iar juriul va stabili cine sunt uh, câștigătorii. Concursul va avea două secțiuni, copii și adolescenți, lectură în limba română și lectură în limba engleză. Pot participa copii de 11 până la 13 ani și adolescenții cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani. Bineînțeles, aceștia trebuie să aibă permis de intrare în bibliotecă, iar înscrierea se poate face la toate secțiile și filialele bibliotecii. Concursul se desfășoară în foarte multe județe din întreaga țară, însă jurizarea este pe fiecare bibliotecă în parte. Dacă este concurs pe, în biblioteca județeană, asta nu înseamnă că nu poate fi alt concurs și la Fălticeni sau Rădăuți. Pentru a intra în finală, participanții trebuie să lectureze cele 10 cărți din lista recomandată până la sfârșitul lunii septembrie. Fiecare categorie de vârstă are propria listă de lectură. Între titlurile destinate adolescenților se găsesc autori precum Mark Levy, Amy Kaufman, Meg Wolitzer, Jay Asher sau Laurent Olivier. Pentru copii se recomandă titluri ca Ivanhoe, Micul Lord, Fontleroy sau Ivan cel fără de seamăn fiecare categorie de vârstă și pe fiecare secțiune de limbă, așa cum menționam mai devreme, și cu premii, spunem noi, consistente care se doresc a a fi gândite tot în scopul promovării lecturii, respectiv i-ridere și pachete de cărți. Etapa finală va avea loc în luna octombrie și va cuprinde dezbaterea Convinge-mă să citesc, în cadrul căreia participanții vor susține cartea preferată și vor răspunde la întrebări pe marginea cărților citite. Va avea loc tot atunci jurizarea și festivitatea de premiere. Sub genericul Lectura vă face pe toți învingători, vor fi acordate și premii finaliștilor concursului.